Bună ziua la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Invitatul meu de astăzi este actorul Alexandru Binda. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația. Cu mare plăcere. Azi, într-un fel, am fost obligat așa. De ce într-un fel? E, un fel de subaltern, așa, un timp. E, bun. De la ministrul culturii la actor, adică totuși trebuie să respectăm și noi. Nu mai e... Ierarhiile. Nu mai este cazul și am fost și într-o relație de subaltern ca vechi iubitor de teatru. Da. Adică am venit de foarte multe ori la Teatrul Național. Este teatru de care se leagă până la urmă cariera dumneavoastră. Da. Numai la Teatrul Național, nu? Numai la teatru. Eu terminând în 1989, am fost repartizat prin repartiție guvernamentală, cum se proceda atunci, la Teatrul de Stat din Sibiu. Teatrul de Stat din Sibiu fiind închis. Da, dar fiind închis, am fost repartizat, de fapt, instructor cultural la Casa de Cultură din Mediaș și am fost detașat pe urmă la Sibiu, pentru că Sibiu era oraș închis și nu se permiteau repartițiile în orașele, așa zis, închise. Dar de ce era oraș închis? Erau închise pentru că era un anumit număr de locuitori, îndeplineau numărul de locuitori respectiv, oamenii erau toți angajați. Vedeți, acum putem să spunem câți locuitori are Bucureștiul, cine știe? Că și Bucureștiul era oraș închis pe vremea aia. Adică erau 50 de locuri la teatru, s-au ocupat cu 50 de actori, al 51-lea nu mai putea să vină. Dar tot exista o cale românească, de asta spun, te repartiza la Giurgiu și de la Giurgiu te detașa la București. Și ați ajuns la București în 1990. În 1990 prin concurs la Teatrul Național. Ați terminat facultatea în 1989, da. Anul în preajma Revoluției, da. Ca să citez un titlu din Înainte cu vreo 5 luni. Ce a însemnat 1989? Înainte de 1989 erau bine cunoscute turneele pe care le făceau teatrele în țară. Din păcate, un lucru care în ultimii ani s-a făcut mai puțin. Ați ratat momentul acela, abia ați terminat facultatea și a început tranziția și pentru lumea culturală. Cum vă amintiți 1989? Noi nu ne-am dat seama, eu și colegii mei, cel puțin vorbesc acum pentru mine, nu mi-am dat seama de ce se întâmplă, de ce se poate întâmpla. Era o oarecare, de asta vorbeam înainte, siguranță, între ghilimele. Știai că termin facultatea și că ai un post de muncă asigurat, ceea ce acum nu se întâmplă, în funcție de rezultatele la învățătură. Eu am terminat într-o promoție cu Florin Busuioc și cu Anca Sigartău, care au fost șef de promoție și au fost repartizați la Teatrul din Piatra Neamț direct. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Iar restul am fost repartizați prin toată țara, cum se obișnuia. De asta spun, nu mi-am dat seama, m-am dus la Sibiu, cum spuneam, prin Mediaș și la Sibiu directorul de atunci al teatrului din Sibiu m-a rugat să mă detașez în continuare, să accept să fiu detașat la teatrul din Râmnicu Vâlcea, pe care au putut să-l înființeze datorită mie, fiind singurul actor cu studii de specialitate. Și atunci, în schema respectivă a Teatrului de Stat din Râmnicu Vâlcea, nu exista un actor profesionist. M-au trecut pe mine în schemă ca actor profesionist și au înființat Teatrul de Stat. Câți absolvenți au fost în anul? Au fost 8 absolvenți. 8 în tot anul 1990? Da, la o clasă 8 la zi și la 8 la seral. Da, 16 deci... cu Târgu Mureșu, să spunem... Au fost până în 30, dar nu au fost 30, 25. Deci asta însemna o concurență 25. Excepțională, o exigență formidabilă. La admitere, la triere, eu am dat examen de 10 ori. 10 ori? Nu, da. De 10 ori considerând că am dat de 2 ori într-un an. Am început să dau în 1976, pe 2 sau pe 3 locuri pe an la facultatea. Din 76 m-am născut eu și am dat primul examen și eu. Da. Deci din 76 și am intrat în 85.
85. Un an n-am fost în armată. Și nu v-ați gândit în niciun an să renunțați? M-am gândit, da. M-am gândit și un profesor de care vorbeam, pe care l-am avut, un mare actor, Mihail Stan, care m-a învățat să spun poezia Mistrețul cu colț de argint. Că vorbeam înainte de Ștefan Augustin Doinaș. Mi-a spus odată, am vrut să renunț, am dat la muzeologie, pentru că îmi plăcea istoria foarte mult. Acolo a fost o întâmplare foarte așa ciudată, comică, de care m-am dus la muzeologie și eu fiind absolvent de liceu cu predare în limba italiană, limba italiană nu se cerea la muzeologie, ciudat pe vremea aia. Era doar franceză, engleză, germană și maghiară, mă rog. Și, mă rog, făcusem și franceză și mi-a căzut un subiect în limba franceză. Eram al optulea după primele probe pe vreo 12 locuri. Dar la examenul de limbă franceză m-am chinuit eu să scriu prima pagină în franceză și pe urmă am dat pagina la lucrare creantă și am început să scriu în italian. Deci am dat nota pentru că nu vroiam, nu mă interesa neapărat să intru, dar era cât paci să mă fac muzeolog. Ați recitat Mistrețul cu colci de argint, da, Ștefan Augustin Doinaș la una din admiteri? Da, la una din admiteri și acel profesor de care spuneam mi-a făcut cel mai mare compliment din viața mea. I-am spus, domnul Stan, eu nu mai dau la teatru, că am dat de atâtea ori, dădusem de vreo 5 ori, 6 ori și văd că probabil că n-am talent. Ce caut eu dacă tot ăștia nu mă bagă? Și domnul Bindea, când dumneavoastră veți renunța să faceți această profesiune, vă rog să nu mă mai salutați pe mine. Și cu asta m-a convins să... Avut dreptate. Da, să continui. A avut dreptate. Pentru că vorbim de Ștefan Augustin Doinaș, un poet extraordinar, da, de la Cercul Literar de la Sibiu, traducătorul lui Faust în limba română, tradus din Nietzsche, așa, Greita Zaratrusta. Aniversăm 100 de ani de la nașterea lui, în aprilie, și în zilele astea se împlinesc 20 de ani de la moarte. L-am cunoscut foarte bine și o să-i dedic un podcast, Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Sunt 90 de minute inedite cu Ștefan Augustin Doinaș. O discuție pe care am avut-o cu el în 1999. Deci cei care vor să audă vocea unui mare poet vor avea această ocazie. Și om de cultură. Vă amintiți câteva versuri din Mistrețul? Mi-amintesc, dar mă jenez pentru că era o poezie cu totul și cu totul nepotrivită mie. Dar trebuia să arăt, da, vă dați seama, acolo trebuia să fie un tip de un tip cuceritor, așa, un gen de erou, de un prinț din Levant. Un prinț, cum e, acum o să spună că e, înainte de a fi directorul Teatrului Național, acum domnul Mircea Rusu mi este prieten de vreo 40 de ani, 35. Așa că pot să-l dau de exemplu, nu am nevoie să mă pun bine pe lângă el, deci un tip ca el. Sau ca am alt coleg mai tânăr, Gavril Pătru, la fel. Oameni care umplu scena și care sunt așa și îi vede. Închipuiți-vă pe Bindea spunând prins din, stați cum spune acolo, mergind vânătoarea prin neana de codri trecea, croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea, suna dintr-un fluier de os și zicea, veniți să... E ceva de... Am vrut să uit, jenant, dar am încercat. Ați terminat mai... în 1989 la, da, clasa profesorului Dan Rădulescu. Da. Din marii noștri actori, ai scenei și al filmului românesc. Cum era Dan Rădulescu? Domnul Ciulei l-a caracterizat, este o instituție de comedie. A comediei. Ceva nu se poate. Dan Rădulescu era un profesor extrem de sever. Extrem de sever, care îți explica, îți dădea niște exemple senzaționale, nu directe, la care trebuia să te gândești, să faci rapeluri în minte de fel de situații, de lucruri pe care le-ai citit. De exemplu, studiind Cehov, ne întreba, dragă,
De ce suferă ăștia din Cehov tot timpul, toate personajele? Și noi încercăm să răspundem, domn profesor, pentru că ei se gândesc la celălalt eu, ei au în minte, nu dragă, lasă astea, ei suferă că n-au servici. Elena Andreevna nu se duce la servici. Și de fapt pentru un actor, asta e indicația. Un om care nu se duce la servici este un om trist. Suferă. Nu poți să-i spui unui om să aibă o experiență, să spui, de ce suferi, dragă? Pentru că de ceva de metempsihoză sau mai știu eu de ce anume. Nu. E simplă. Nu se duce la servici. Și atunci, vedeți, acum se încearcă tot felul, de ce mi-a venit asta cu Cehov în minte? Pentru că și la noi la teatru se încearcă fel de fel de adaptări. După Cehov, lasă-l pe Cehov acolo unde e el, cum a scris el. Nu încerca să-l adaptezi, să-l modernizezi. El va fi tot timpul modern, ca și Caragiale, ca și Shakespeare, ca și Molière, n-au cum să nu fie. Ei sunt pereni pentru că au studiat toate caracteristicile oamenilor, ale situațiilor, cum să vă spun, din viață, tot perfect. Și atunci... Care e lucru care v-a rămas de la Demrădulescu? Ce v-a învățat cel mai de preț? E asta ce vorbeam înainte, cel mai de preț ne-a învățat punctualitatea, să fim punctuali. Pe urmă, ne-a învățat să respectăm spectatorul, ne-a învățat să... Vedeți, e un fel de a fi, de a avea pe scenă în timpul unui spectacol, să spunem, nu toate spectacolele sunt la fel. Și asta ne-a învățat Demrădulescu, dar în momentul când improvizezi, trebuie să improvizezi în direcția dată de spectacolul respectiv, de regizorul spectacolului respectiv. Nu poți să improvizezi, nu știu, să joci Caragiale și să scoți un telefon mobil din buzunar, să spui că am auzit că s-au mai făcut piese cu, s-au mai montat piese cu telefoane mobile cu Caragiale. Nu e cazul, adică nu era din zona aia de Mrădulescu. Deci să respectăm, să avem grijă de noi, să avem grijă de corpul nostru. Ne-a spus că, asta e tot o vorba a dumnealui, corpul este vioara noastră, de fapt vioara cu care cântă un violonist. Violonistul, ați văzut cu ce grijă pune vioara în cutie, cum o îngrijește, cum eu știu ce îi face viorii, cum o lustruiește, cum o... Așa și noi, așa și noi trebuie să avem, unii au, alții nu au grijă de corp. Ce ne-a mai învățat? Ne învățăm numai lucruri frumoase, vorbim strict așa, să spunem, generalități, că pentru meserie am făcut două spectacole, Steaua fără nume, două spectacole poetice, să spunem, și Mobilă și durere. Steaua fără nume... După Mazilu. Da, după Mazilu, iar la Steaua fără nume era un of al dumnealui, cred, că nu a putut juca Miroiu și nu că nu a putut juca Miroiu, că nu a putut juca Mona. Pentru că, dacă vi-l închipuiți, jucând Mona, ne arăta nouă de puține... Nu ne-a arătat de multe ori personajele, ne explica. Dar câteodată ne mai și arăta, că așa stă în firea actorului sau a regizorului, să mai și arate. Dar foarte puțin, nu trebuie să arăți tot timpul actorului ce trebuie să facă. Și arăta colegilor Mona cum se așează pe scaune și cum... Vă dați seama ce era în clasă când juca Mona, când începea să... Dar cred că asta i-ar fi plăcut lui. Și cum îl privea pe Sebastian? Era un tip de... Cu mare admirație. De lectură, hai să zicem, într-un registru clasic. Nu? Da, bineînțeles. Nu, niciodată. Asta ne-a învățat și asta. Se respectă autorul. Nu vrei să joci autorul respectiv și vrei să faci, scrie tu o piesă, semnează-o, Gheorghe Vasile Ion Bindea, cum vrei, și joacă piesa aia. Dar dacă joci o piesă de Caragiale, joacă-l pe Caragiale. Ăsta e respectul pe care îl arăți autorului. Adică ce vrem noi ăștia de acum, că de asta vă spun și revin, să fim mai deștepți decât Cehov? Nu se poate.
Sau poate să poate, dar arată, dar nu mai scrie tu sau de Caragiale adaptări, neadaptări. Nu există de așa ce, ceva. De ce credeți că Mihail Sebastian e unul din cei mai iubiți dramaturgi români? Da, pentru și păcat în general că... sunt săli, n-a existat generație care să n-aibă Steaua fără nume sau celălalt de da. Piese, Jocul de vacanță și toate celelalte. Da, da. Sălile sunt pline la Sebastian. A prins exact, cum să vă spun, și natura poporului român și toate personajele și situațiile din Sebastian sunt niște situații poetice, de fapt, artistice cu adevărat. Adică de artă. Nu de vorbim așa din vârful buzei și ne punem ochelari în buzunar și zicem că suntem firești. Nu, astea sunt gesturi pe care le facem toată ziua. Să fim firești în niște situații deosebite. Să fim firești cum e Mona firească când o dau jos din tren și când se comportă cum se comportă. Ce înseamnă firesc un teatru? Firescu, după părerea mea, că am ajuns și eu să-mi dau cu părerea acum după 60 ceva de ani și după ce am studiat cu mari maestri, am să vă povestesc un lucru. Vedeți, dumneavoastră, noul val al cinematografiei folosește situații și, din păcate, actorii care se complac într-un fel jucând acele situații, nu fac decât să copieze o realitate, devine un film documentar. Ori teatru înseamnă tu, pe lângă, să spunem, oportunitatea pe care ți-o oferă autorul dramatic, să aduci contribuția ta, care contribuție este influențată de contribuția regizorului respectiv, care are o idee de cum se face. Toate aceste lucruri sunt ca niște etaje puse pe o clădire. Și cum spunea tot Demrădulescu, nu poți să construiești, dragă, o clădire începând cu etajul 3. Întâi faci subsolul, pe urmă, și așa tot. Deci sunt ca niște etaje. Și atunci asta înseamnă contribuția artistică. Un artist întotdeauna găsește un accident, găsește ceva special pe care un om nu îl poate face. Vedeți dumneavoastră, asta am făcut-o și eu așa cu ochelarii, nu mi-au scăpat ochelarii, dar dacă tu ție nu-ți scapă ochelarii sau dacă nu ai făcut o chestie ceva, nu mai ești artistic, ești, cum vă spuneam, documentarist. Ori mie mi s-a întâmplat, am trecut printr-o experiență fericită, în sens că am jucat într-un film regizat de Francis Ford Coppola și l-am avut partener pe Tim Roth, mare actor. Și la scena noastră a spus că ne-a dat o scenă, eu am vrut la început să-l conving, eu eram un medic în filmul Tinerețe fără tinerețe, după Mircea Eliade. Eu eram un medic elvețian și eu vrând să-l păcălesc cu spiritul nostru românesc și bucureștean și, adică nu e mai șmecher Coppola decât noi, engleză eu n-am studiat și dând un text în engleză și făcând așa, stai domnule, în engleză e greu. Zic, dar ăsta fiind elvețian, zic, domnul Coppola nu poate să fie italian de origine din zona Elveției, italică. Ba da, zice, e foarte bună ideea, da, zice, poate să fie, da, zice, dar poți să-l faci italian? E, zic, mai greu o să-l fac, o să încerc să-l fac, și în italiană. Și după un timp a spus, zice, știi, e bine în italiană, dar uite, Tim Roth nu poate, că el nu știe bine italiană și atunci hai să-l facem în engleză. Că zic, bine, îl facem în engleză, dar o replică o spun în italiană. Bine, o spui replica în italiană. Și ce se întâmplă? Ne-a chemat la o repetiție, pe mine și pe Tim Roth. Și am repetat, a fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o eu de teatru și de, cum să spun, ne-am așezat pe o canapea, Coppola la mijloc, noi doi de o parte și de alta, și zice, acum ne uităm și privim așa ca și cum am privit un televizor și avea o minge în mână. Și pac, aruncăm mingea de la unul la altul și tu trebuia să prinzi mingea. Pac, arunca o mingiuță, o prindeai și te uitai la el când, după ce prindeai mingiuța, iar te uitai acolo. Pe urmă, tu aruncai mingiuța, eu aruncai lui Coppola sau lui Tim Roth, el făcea așa.
De ce a făcut chestia asta? Nu știu. Nu era vorba de repetiție de text, nu ne-am învățat text, nu ne-am, n-am repetat textul, am repetat această chestie, acest lucru. Care deci, cea mai tare replică pe care ați spus-o pe scenă sau într-un film? Păi cea mai tare replică e aia, nu mă nebuninea Nicu. Aia a rămas, pentru că filmam reclama respectivă cu niște colegi și în replică, atunci era... Nu mă nebuni, asta spun de improvizație. Nu mă dă cu Pepsi la litru. Nu mă nebuni Dumitru, e la textul. Și zic, bă, ce replică e asta, nu mă nebuni Dumitru? Zic, nu mă nebuni Nea Nicu? Și ăla zic, bă, nu se poate, că era atunci, era filmată în anii 90. 92 chiar. Deci imediat era filmată Nea Nicu... imediat, da. Și toată lumea se mai ferea să-l pomenească, săracul Dumnezeu să-l ierte. Și... chestii de-astea. Și zic, lasă-mă, trage una cu Nea Nicu și una cu Dumitru, cum v-a dat scriptul de la Coca-Cola. Și a tras, așa cum i-am spus eu, și erau două variante. Și a rămas aia cu Nea Nicu. Aia a fost de... Pe urmă am mai avut un an într-un spectacol în Cine are nevoie de teatru, asta pe scenă. Încă o dată, argumentele îmi susțin ce am spus apropo de improvizație. Era o replică, eu eram un evreu debarcat în Australia, trimis din Anglia când au colonizat Australia, despre asta era vorba în piesă, pe la 1700, și un ofițer australian, un evreu care făcuse ceva hoții, ceva... Eram cu domnul Dinică, fusesem în cală, fusesem așa, un ofițer australian întreba tare de sus din loja Teatrului Național, era ofițerul, făcuse punerea în scenă Andrei Șerban, Weisshammer, parcă era, sau Weisshammer, că am jucat două personaje, Weisshammer și în altă piesă, în Ghetto, am jucat Weisskopf, parcă, sau invers, mă rog, nu contează. Weisshammer mă întreba... Ești jidan, nu? Și eu trebuia să răspund mândru și tot, evreu, punându-l la punct. Și a venit Petre Roman într-o sală, într-o seară, și am spus, Weisshammer, ești jidan, nu? Am lăsat puțin așa, o pauză mai mare, și am spus, spaniol. Au fost 1, 2, 3, off-tact, în care am zis, vai ce prostie am putut să fac, ce prost sunt, ce dobitoc sunt, după care au început urale. Au început urale, aplauze s-a cadat ca la Ceaușescu. Dar nu știu cât au aplaudat, pentru că se tot vorbea de... La 1990. Da, la, în 91 era chiar. Se și vorbea de originea, mult se bătea monedă pe originea lui Petre Roman atunci. Și am fost pus la vizier de Andrei Șerban, cu avertisment doar, pentru că, zic, m-a chemat, dar cum? Zic, dar ce am făcut greșit? Păi zice, ai spus să ai schimbat textul. N-am schimbat deloc textul. Am spus spaniol pentru că dintre evrei cei deosebiți și cei aleși sunt spanioli, nu separzi. Sunt, adică am dat din potrivă o valoare și mai mare. Iar în asta din nou cu proști pe care îl jucăm acum, că tot îmi vin acum, dacă ați întrebat de prostii, o să le, dacă le spun pe toate. În din nou cu proști fusese arestată Elena Udrea și a făcut gestul ăla. Și eu la ieșirea din scenă, jucând de inspectorul fiscal, am spus către domnul Caramitru și către Horațiu Mălăele, care nu mă priveau, ei stau întorși în situația respectivă, domnule Broșa, o să ne revedem foarte curând, asta e replica. Și am spus așa, domnule Broș, i-am spus înainte colegii mele, Medea Marinescu, băi, eu o zic, o bag pe aia, ce ești nebun? Păi zic, bă, acum trebuie, băgată, dacă nu o bagi astăzi, când s-o bagi? Că actorul, și spune Shakespeare și tot, este martorul vremurilor sale. Adică, acum, ce să fac, știu eu la 1600 cum se făcea, cine, ce, Hamlet. Și am zis, domnule Broșa, o să ne revedem
foarte curând. Și am pus degetul. Și am ieșit. Iarăși, sala, vă dați seama, lumea care a fost intoxicată cu imaginile cu Elena Udrea, iarăși s-a rupt sala de aici. Și Caramitru mi-a zis, Dumnezeu să-l ierte, dar ce ai făcut? Ce am făcut, domnul Caramitru? Și i-am spus chestia asta. Ce ai spus? Că actorul, dar ei nu știau că ei fiind întoși cu spatele, chiar așa aplauze, parcă ar fi ieșit Peter O'Toole din scenă. Nu cineva. La dină cu proștor, cum se râde? Da, dar aia a fost ceva rupere. Adică nu se râdea pe, și s-a aplaudat atât pe ieșirea aia, pe replica aia, n-avea de unde. Din cele mai apreciate piese, de succes de public. Pe o jucăm de vreo 13 ani. Da. Care e istoria acestei piese? Istoria acestei piese, s-au prăpădit personajele principale, din păcate, Dumnezeu să ierte. Maestru Beligan mi-a adus piesa mie, dar sunt câțiva colegi care pot să mărturisească. Cu mulți ani în urmă, cu vreo 20 de ani în urmă, cred. Și am avut piesa. Să o jucăm. Dar a spus, nu joci Sandule la Teatrul Național. Zic, bine, maestră, nu joci la Teatrul Național. Nu vroia dumnealui, era în certuri cu, nu știu, mă rog, drepturi. Am stat vreun an, doi, fără să o jucăm, și piesa i-a dat-o lui Florin Călinescu. A avut-o Florin, care i-a plătit piesa, drepturile de autor, și tot îi spunea, mă, Florine, să jucăm piesa, bă, dacă joci tu, hai să o jucăm, vin și eu la tine, la teatru mic, și o jucăm, o pui tu, o joci tu, ce vrei tu, dar hai să joc și eu, că vreau, că e piesa, e nebunie, o frumusețe. Da, n-am mai jucat-o și Florin, că a avut alte treburi, el a avut problemă. Pe urmă mi-a dat-o iar mie. M-am dus cu piesa la notara, știe Valentin Teodosiu, și cu... Să joc cu Valentin, pentru că mi-a spus maestru Beligan, nu joci la Național. M-am dus la notara să joc cu Teodosiu și cu Hosu, cu Emil Hosu, Dumnezeu să-l ierte. Să jucăm piesa. Și au zis, nu, că jucă o altă piesă, acum las-o la anul, că acum jucăm piesă. Bă, zic, bă, da, e o piesă care să jocă. Eu gândisem bine la notara, pentru că Teatrul Bulevardier, piesa cam bulevardieră e ea, de fapt. E foarte bună, dar... Succes de public, da? Da, e pentru așa. Și n-am jucat-o. Între timp, Beligan s-a împăcat cu Caramitru, i-a dat piesa și mi-a arătat-o Caramitru. Uite piesa, că îi spusese. Aoleu, zic, domnul Caramitru, poate nu joc și eu în piesă, că nu, să vedem. Și m-a luat în piesă, pentru care îi mulțumesc și acum, mă rog. Și am jucat piesa la început cu Șerban Ionescu. Așa făcuse distribuția în rol. Și Șerban, din păcate, s-a prăpădit. Era o distribuție ceva deosebit. Ideal, făcuse o distribuție Caramitru, excepțional. Pe urmă a intrat el și acum în locul lui Caramitru joacă Mircea Rusu, colegul meu, care are școala lui Ion Cojar și care o jucăm foarte... E un mare succes. Da. Și mare succes. Și de public, și sigur, datorită și lui Horațiu, în primul rând. Dar în primul rând scriitorii, pe urmă Horațiu, pe urmă o distribuție întreagă. Dorin Andone, Medea Marinescu, Cosmina Ciuciulică, Ailin Cadâr, mulți care actori. Care să fie, vorbim de o piesă cu mare succes de comercial, succes de public. Care trebuie să fie proporția sau echilibru din repertoriul unui teatru național în ceea ce înseamnă dramaturgia românească cu dramaturgia universală, genurile dramaturgiei, cam cum ar fi un proiect ideal? Da, un teatru național trebuie să fie în primul rând teatru și pe urmă național, și o să vă spun de ce spun lucrul ăsta. Așa să spunem repede, ca nepriceputul, aș face așa, 30% bulevardier, 30% încercări, teatru, un fel de teatru experimental cu tineri, cu proiecte, cu chestii de astea, 60% înseamnă, și 40% marele repertoriu național și internațional. Adică ăsta trebuie să prevaleze într-un teatru național, părerea mea.
nu era cu asta trebuie să se joace. Și de ce spun? La un moment dat Caragiale, care avea un of pentru, pusese într-un fel dat afară, e o istorie complicată de la Teatrul Național, spune, se exprimă într-un fel, ceea ce de multe ori a fost cazul și teatrului nostru, dar sper că acum cu noua asta direcție și să facem, e și Marius Bodochi printre actori, adică suntem toți de o generație și ei ar putea să dea suflul ăsta și să creadă în el. Acum să vedem dacă îi luminează Dumnezeu și pe ei. Credeți că în acești ani în care jucați pe scena Teatrului Național, cel mai important teatru al țării, după Revoluție, da, practic, până azi, Teatrul Național și-a respectat această misiune? Și-a respectat-o și nu și-a respectat-o. Adică au fost perioade în care și-a respectat-o, perioade în care nu... De asta spun și Caragiale spune la un moment dat, zice, Național o fi, dar teatru în niciun caz. Sigur, supărat fiind. Și-a respectat-o, de ce spun? Acum suntem liberi să vorbim și să spunem. Sunt foarte multe interese în teatru. În teatru în general. Iar Teatru Național nu face excepție. Interese de grupuri, de gașcă, de... Spuneți-le cum vreți. Și atunci un director trebuie să stea deoparte de aceste interese și să urmărească destinul Teatrului Național așa cum e el, așa cum ar trebui să fie el. Teatru și Național. Și pe urmă, sigur, la câte să le avem, acolo deschiderea poate să fie către experimente, către tineri, către... Poți să joci și teatru politic dacă îți dă mâna în sensul, dacă te lasă cine te numește acolo și dacă nu zice nimic, adică poți face lucrurile astea. Dar a fost și pe vremea lui Săraru, a fost teatru, a fost și pe vremea lui Fănuș, Dumnezeu să-l ierte, care după părerea mea a fost un director extraordinar, a fost și pe vremea lui Andrei Șerban, dar fiecare au fost influențați într-un fel și au adus niște chestii care, de care erau legați, ori niște piese pe care de care erau legați, care le plăceau, sau ori niște actori, ori niște regizori, ori trebuie să faci abstracție de toate astea. Să cauți să iei ce e mai bun, nu neapărat ce e la modă, că sunt fel de fel de mode care vin și trec, și de teatru, și de actor, și de tot. Și să creeze echilibrul ăsta, dar să ții la... Cine citește pe Caragiale și scrie lui despre teatru și despre Teatrul Național, pricepe perfect. Conflictul lucru dintre generații e mai acut în teatru ca în alte domenii? Da, e mai acut pentru că, adică, decât în alte domenii, e destul de acut, dacă ne putem exprima astfel, pentru că s-a transferat politicul în teatru, ceea ce e un lucru destul de urât. Adică s-au făcut găști politice, bă, că tu ești userist, că tu ești PSD-ist, că tu ești penelist, că tu ești... Nici o legătură n-are. De asta spun, Caragiale nu era nici Shakespeare, nu mai vorbim. Molière, dar sper să ajungem și la Shakespeare și la Molière acum, de când că i-am cam uitat. Sunt 400 de ani de la naștea lui Molière. Păi tocmai, da, ar trebui făcut ceva într-un fel, cumva. Să vedem, adică, care ei asum, cum să vă spun, există politică în scrierea lor, dar nu este declarată și afișată și mai știu eu cum au încercat să facă și scrisori în fel de fel de... Nu. Director de teatru e mai bine să fie din lumea teatrului sau să fie un manager din afara fenomenului teatrului? Nu, eu nu cred în manager, nu cred. Director de teatru trebuie să fie din teatru, cum avem noi acum directorii. Managerul ce înseamnă? E vrăjeală. Managerul e un fel de să-i mai dai să mănânce unuia în plus, să-i mai dai un salariu mare. Nu. Managerul e contabilul șef. Tu ca director stabilești repertoriu și întrebi cât mi-a dat domnul Vulpescu, cât ne-a dat la teatru anul ăsta? Păi ne-a dat atâtea milioane. Ce putem să facem, doamna contabil șef? Păi putem să facem asta, asta și asta. Păi palea le facem. Ce nevoie ai de manager să facă ce managerul? Și 50% în plus la salarii până ordonanța 2 din 2000. Tot așa, tot așa. Dacă nu mai 50%. Mai mult.
Și de asta suntem, cel puțin eu, Alexandru Bindea, o declar, eu sunt recunoscător tuturor din acea vreme, pentru că și sunt recunoscător, deci acel grup de politicieni care a fost inclusiv cu domnul Dragnea, cu tot, pentru prima oară în viața mea, în ce ați vorbit atunci, în ce ați declarat, în ce ați pronunțat cuvântul actor. Asta m-a tras-o peste cap rău, că tușat e puțin spus. Nimeni până atunci și nici de atunci încolo n-a mai pronunțat cuvântul actor. Au pronunțat fel de fel de oameni de cultură și artă, oameni din domeniul teatrului, oameni din domeniul cutare, oameni din domeniul... Dar n-au pronunțat cuvântul actor. Voi mări salariile actorilor, de ce pentru din, care mulțumim. Din lumea culturală, aici o discuție, da. eu mă mai refer la ea, la acel moment din 2017, mai ales că n-a fost o creștere numai actorilor, a fost a lor, nu. A fost a întregului... E clar, eu de ce spun, că m-a tușat pe mine personal chestia și eu am ținut în mod explicit să extindem această mărire de salarii. Era o reparație morală pentru un domeniu care a fost vitregit an la rând, nu? Și a fost subfinanțat și așa mai departe. O discuție lungă și mă bucur că am reușit în 2017 lucrul acesta. Am vorbit și de nou val și ați avut un rol formidabil în Aferim, făcut de Radu Jude, care un film premiat. La care m-am distribuit tot eu. Am să vă spun acum de ce? Dar înainte, revin imediat, vreau să spun că și medicilor li s-a mărit salariul, pentru că am și eu caz în familie. 2017. Am și eu caz care, în familie. Care e rolul care va veni mănușă, în care va simți cel mai bine în film și din teatru? Nu e bine, nu e bine. Rolurile care mi-au venit mănușă, să spunem că poate că nu mi-au ieșit cel mai bine, să zicem. Că așa e, când iubești prea mult pe cineva, distrugi relația și e... Nu. Dar apropo de Aferim, m-a chemat Radu Jude să dăm probă. Și ce haideți, domnul Bindea, el mă simpatiza, m-a mai chemat la vreo două probe înainte pentru alte filme, pentru ce am făcut. Zice, v-am chemat și citesc scenariul și era ăsta, jandarmul, cum îi spune, ce a jucat Teo Corban, care îl căuta pe fugar, pe evadat. Și care trebuia să călărească, să se urce pe cal, să coboare de pe cal de 50 de ori pe zi. Zic, băi, Radule, îmi pare rău, mă vezi pe mine făcând chestia asta? Nu, e apropo de mistețul cu post de agent. Zic, nu pot să fac eu chestia asta, nu joc eu rolul ăsta, că nu. Zic, nu, dar am văzut un rol acolo, un preot, care e cu o căruță. Pe capra căruței pot să stau să mânc caii de pe capra căruței, nu mi-e, da. Eu știu textul din, citind textul din scenariu. A, zice, nu m-am gândit, domnul Bindea, la preot cine e. Zic, bine, nu e, dar îmi pare rău, dar pentru ăla nu pot, pentru că îmi cunosc limitele fizice. Și asta zice, bine, și am plecat, bună ziua. Nici n-am ajuns bine la teatru de unde trebuia vreo 10 minute, un sfert de ore, că sună telefonul și zice, domnul Bindea, da, dumneavoastră sunteți preotul ăla. Și iată că și a ieșit rolul, cum spun, că m-am distribuit eu, am spus ăla e rolul preotului. Și e un film deosebit, un film de artă, adevărat. Nu întâmplător premiat. Și da. În teatru, care rolul totuși care vă mai păi în teatru rolul din ghetou, făcut în regia lui evreu ăla afacerist, care era un evreu care făcea afaceri cu nemții. În timpul, bine să râd, dar nu e de râs, nu e vorba de asta. Situația era despre situația, era comică, că lumea râdea în sală, nu. Scris de Sobol, de un evreu, adică nu. În care am jucat cu Mircea Rusu, cu Maia Morgenstern, dar Victor Frunz a făcut un regia lui Victor Frunz. Da, un spectacol senzațional. Și i-am propus că sunt acum, la anul sunt 30 de ani, zic, hai să facem după 30 de ani, uite, suntem tot actorii ăia, putem să jucăm tot în rolurile alea și cu Mircea Diaconu, să nu uit. Aveam niște scene cu... Stăteam în cabină cu Mircea Rusu și cu Mircea Diaconu, toți trei eram. Dar aveam niște scene cu Mircea Diaconu, care era, cum să vă spun, era un Dumnezeu pentru noi.
după ce îl văzusem în toate filmele, după ce l-am văzut în film, nu după ce îl văzusem în film, ci l-am văzut în teatru, în Brânzovenescu, în atâtea roluri, să stai și în cabină. Am avut senzația că am avut-o cu domnul Dinică. Și în cabină cu Mircea Diaconu, să joci cu el pe scenă, să-i dai și replica. Sunt lucruri care, cu care rămâi, de fapt, cu lucrurile astea rămâi, nu cu... Care e cel mai mare actor român alături de care a jucat? Nu se poate spune asta, sunt mari. Pot să vă spun actorii pe care i-am, care mi-au plăcut mie, nu cei mai, mai mari. Sigur, e greu să spui unul singur. Nu, sigur. Am jucat, în primul rând, a fost o, una dintre cele mai mari bucurii, când joci cu, alături de profesorul tău și când tu îl propui pe profesorul tău să joace la televiziune. Am făcut o schiță de Caragiale cu dumnealui. Cu Dem Rădulescu, da, care a fost extra, cel puțin pentru mine. Eu n-am fost deloc bine, prea bine. Ce vă spuneam, că mi-am dorit așa, dar să joc cu Dem Rădulescu. Și am mai avut încă una cu doi politicieni de ăștia mai, tot la televiziune, de după 90. Am avut o scenă la un Paște, am jucat cu domnul Dinică, am jucat cu domnul Rebenciuc. Am jucat cu, ce să spun, cu domnul Ogășanu, am jucat, pe care îl plac enorm, adică sunt un mare admirator al dumnealui. Am jucat cu mulți, cu mulți acasă, nu, pe ăștia tine, pe ăștia de acum contemporanii, nu-i numesc, că nu vreau să... Dar m-am jucat, am jucat cu doamna Vali Seciu, deci e un teatru, fiecare actor are câte un idol. Student și că vrea să fii ca tu, ca cine vrei să fii. Ne spunea Dem Rădulescu, dragă, când ne-a dat diplomele, de astăzi sunteți colegi cu Peter O'Toole. Zice, uite, te uiți la Peter O'Toole și îți vine să te lași de teatru. Dar te uiți la Bindea și te apuci iar. Nu spunea Bindea, spunea alt actor. Zic eu de Bindea în sensul de... Din perioada aceea. Valeria Seciu a fost idolul meu, da. Deci eu vroiam să fiu un actor care joacă cum juc teatru, cum juca Valeria Seciu teatru. Și am avut bucuria, Mitică Popescu am jucat, adică, cum să vă spun, Valeria cu Seciu, domnul Mitică am și o prietenie și asta vorbesc, e deosebită, cu doamna Poldi, dar nu, nici nu mai vorbim de Șerban, de Adrian, Șerban Ionescu, de Adrian Pintea, nu mai vorbesc, sunt adică niște, cum să spun... Și Valeria Seciu, primul meu rol de debut a fost la Teatru Mic, eram student și am jucat într-o piesă cu dumneaei, cu domnul Mitică, cu Dan Condurache, pe care la fel îl apreciez ca pe unul dintre cei mai mari actori ai noștri și am jucat cu ei în piesă. Iar după Revoluție, doamna Vali a făcut primul teatru particular din România, s-a numit Teatrul Levant. Și am jucat primul spectacol, Angajare de clovni, de Vișniec, împreună cu Mitică Popescu și cu Uritescu, cu Valentin Uritescu. Noi trei. Și la teatrul respectiv. Și i-am spus, după ce am dat premiera, zic, doamna Vali, acum pot să vă spun. Că dacă v-aș fi spus înainte, poate ați fi luat-o, că vreau să cine știe ce să fac, cine știe, românul și așa. Zic, nu, dumneavoastră sunteți idolul meu în teatru. Și, vai, puiule, cum era de sale. Zic, da, doamnă, dar eu am vrut să fiu, acum adică pot să vă spun. Și m-a luat, da, și la teatru și tot. Și da, multe vise mi s-au împlinit. Să știți, mai târziu, dar s-au împlinit. Și... De ce credeți că din... toate sectoarele, din toate segmentele zonei culturale, actorii sunt cei mai iubiți de către public? Pentru că sunt în relație directă cu publicul, cred, și sunt, au ceva, au felul ăla a lor de a fi. Deci fiecare actor au... Domnul Dinică avea un soi de bonomie. Aș vrea să folosesc un cuvânt plastic care nu cadrează cu, nici cu noi, nici cu... situația. Cu avangarda, sigur. Nu, cu dar avangarda nu prea îl cunoaște. Cu însictir. Deci, părea că
nu-l interesează și credând așa, dar dânsul făcea asta dintr-o mare bunătate și dintr-un mare complex pe care îl avea, că era un om bun și un om deosebit. Și atunci toată bunătatea, și domnul Dinică era actorul, vorbesc dintre cei mari, rar mi s-a întâmplat, care jucând cu tinerii să facă pasul în spate la scenă, să lase tânărul în prim plan, apropo de situație, de roluri, de tot. Ceea ce se întâmplă mai rar. Mai rar, și nu vreau să dau exemple. Și n-am dat, am cunoscut și am văzut situații de astea. Deci de astea spun, un suflet deosebit și un om pe care l-am cunoscut, am făcut cu dânsul și încă o dată vorbesc, Doamne iartă-mă, Doamne, cel mai bun prieten al meu din teatru și dintre mari actori a fost Ovidiu Iuliu Moldovan. Vedeți cum se întâmplă, vorbești de toată lumea și îl uiți pe cel mai bun, îl uiți pe copilul tău sau pe părintele tău sau pe nu știu ce. De Ovidiu Iuliu Moldovan a fost legat cel mai strâns și așa cel mai intim, să spunem, cel mai ne cunoșteam problemele și eu pe ale dumnealui, dumnealui pe ale mele, familia, îmi cunoștea familia tot timpul, râdeam, glumeam și am avut de multe ori, asta trebuie să o povestesc, pentru că chiar dacă e cum e, e de film, exact cum e, de film. Deci... era prieten cu domnul Dinică, tocmai că cu modestie spun, dar le grands esprits se rencontre, ca să spunem așa, în limba lui Molière, în italiană, da, limba lui Molière. Și plecau la mare. Vreme frumoasă, septembrie, Gigi, mâine plecăm la mare. Dă-o video, mâine plecăm la mare. Domnul Ovidiu avea o Dacie Break, de-aia 1300 Break. A doua zi, când se pregătește să plece pe la 6 dimineața, ploaie, urât. Ce facem, mă? Plecăm? Mai plecăm? Da, mă, plecăm, dacă am zis că aia plecăm, plecăm. Să urcă mașină, pleacă. Geamurile la Dacie s-au aburit. Și domnul Ovidiu conducea, aburit, așa nervos, când conducea, avea așa un soi de înțepătură de ardelenească, care ce face ăla, că și Demre Dulescu avea, dar nu ardelenească, oltenească, ca să vedeți că să mă se potrivesc. Adică ei vreau să fie singuri pe șosea, îi deranja orice participant la trafic. Și domnul Dinică îi ștergea geamul cu cârpa, că nu era ca acum să se dezaburească, îi ștergea, Și zice, ștergătorile făceau pam, 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 pam. Domnul Dinică ștergea, închipuiți-vă personajele și dă-vă drumul la radio să ascultăm. Și dă drumul la radio, țanc, la radio cum era acolo. Și ce cântă aia după Topărceanu? Tristez de cioară îmbătrânită și de cutare, da. Dar și domnul Dinică când a zis, închide-l în Hristosul, măsii! Când era vorba, dar nu altă atmosferă aia, închide-l în Hristosul. După ce erau, de loc să fie vreun cântec vesel, vreo chestie de asta, o situație, o situație și era, aia, e o scenă de făcute. Operațiunea monstruă. Da. Spre mare, da. Și Marinuș Moraru am jucat. Și el tot la Teatru Național. Toată. Da. Dar v-am întrebat ce ați învățat de la Demre Dulescu. Mi-a spus numai lucruri serioase. Da. De la punctualitate. Nu exista să faci ceva pe scenă? Păi dumnealui făcea până piese. Dar dacă te vedea pe tine că faci în examen sau în piesă, dar ce faci, dragă? Păi nu mi-a zis mie, cu asta m-a convins. Urmăream următorul exercițiu. Te uiți la un perete, apropo de chestia artistică și faci. Ăștia din nou val, actorii din nou val. Care ați jucat? Sunteți cu care joc? Mă rog, actorii nu sunt de vină, cu regizorii, că n-am prea jucat pe la ei, că au văzut. M-am și exprimat, poate doar la Radu Jude, dar la Radu Jude am jucat artistic, n-am jucat pe Nou Val. Și ăștia pe Nou Val nu prea mă acceptă ei, că lor le place așa din vârful buzelor și ușor. Zic, uite, te uiți la un perete alb și trebuie să arăți ce vezi uitându-te la un perete. Și eu am început, uitându-mă la perete, să fac așa. Dar ce faci, dragă?
Ce, dar ce faci, dragă, ce faci bine de acolo? Păi, domnul profesor, am zis, ce, văd o muscă, un gândăcel pe perete și mă uit după el. Dragă Bindea, dragă, nu poți să fii burvil în a doua săptămână de școală. Asta era o mare, cum să vă spun, lecție de a urmări procesul scenic, cum spun unii, nu succesul, cum spunea domnul profesor Cojar, că noi urmărim, ce urmărim noi? Noi urmărim procesul, nu succesul. Și întrebam pe Dan Rădoescu, ce urmărim noi, dragă? Și noi ne-am învățat la Cojar. Noi urmărim procesul, nu succesul, domn profesor. Nu, dragă, noi urmărim să nu fim urmăriți. Cojar l-ați avut de asemenea și profesor, da, și director la Teatrul Național. Și, da, și am jucat de două ori. Sunt singurul actor, să mă laud și eu acum că îmi dă mâna. Sunt singurul actor care, nefiind studentul domnului Cojar, am jucat la două clase de studenți a domnului Cojar. Prima dată, în anul întâi, am jucat la clasa pe care o avea în anul 4, în promoția cu Dana Știlean, cu Mircea Rusu, cu Ruxandra Bucescu, Dumnezeu s-o ierte, Carmen Ionescu, au jucat opera de trei parale. Și după ce am terminat eu, m-a chemat să joc în Deale Carnavalului, promoția cu Ștefan Bănică Junior, cu Oana Ioachim, cu Dumnezeu s-o ierte și pe ea. Of, câți și prieteni buni. Deci am jucat de două ori în două seriele domnului profesor. Și pe urmă am avut fel de fel cu dânsul, cu dacă ajungem. Ați învățat numai lucruri serioase de la Dem Rădulescu pe care le-ați aplicat în cariera noastră. Dem Rădulescu a fost un actor mare de comedie. În general, da. S-a afirmat și toată lumea iubește și l-a văzut în seria de filme extraordinare, care numai rolul principal. Da. Deși are un rol bun, nu există principal secundar, important este cum joci și care este în ecuația. Mare adevăr, spuneți deci acum, pe care lumea asta. Nu există, lumea clar. Nu mare adevăr. V-a învățat, totuși el fiind un actor, deci un profesor foarte da. Riguros, cu niște lucruri foarte clare și serioase, dar care da. Era un mare actor de comedie. Da, da, deci da. Era, nu mai vorbim, sigur când că devine un actor de comedie sau se duce spre tragedie? Ce ați luat de la... Cum l-a influențat Dem Rădulescu cu Alexandru păi Bine? Păi când devine... În evoluție? Nu devine, el ne-a învățat așa, ne-a învățat să jucăm situația. Situația respectivă poate fi comică sau dramatică. Nu actorul determină lucrul. Sigur că anumite tipuri, un anumit gen de actor, datorită fizicului, datorită, eu știu, coafiurii, datorită, poate părea dus spre comedie, dar ăla e dus de regizor, dus de altcineva, nu e dus de el. El trebuie să fie la fel de serios să joace situația respectivă. Situația respectivă este descrisă de autor ca fiind comică sau tragică. El ne întreba, spunea, dragă, ce e cu Hamlet ăsta, cu băiatul ăsta? Păi, domn profesor, suferă, are probleme, lasă, dragă. Este, ce vorbeam de Shakespeare înainte, de Shakespeare, de Chekhov. Dragă, este un student care se întoarce acasă de la facultate și o vede pe măsa puțin mai mult cu unchisul. Deci tu, Hamlet, asta e de jucat la prima mână. Că pe urmă ce scrie Shakespeare și ce face așa, dar tu iei contact cu ce? Cu realitatea respectivă, cu situația respectivă. Așa și tu. Scena poate deveni comică dacă noi acum suntem aici, un lucru serios și vorbim despre teatru, despre mă întrebați așa ceva. Dacă ferească Dumnezeu, se întâmplă ceva, vine o ploaie pe geam sau un fum, un incendiu de la cineva vecin, imediat devine o scenă. Începe să fie tragic, nu începe să fie dramatic, nu tragic. Începe să fie dramatic, că nu era. Dacă, să spunem, în timp ce stăm așa,
eu încep, nu știu, o prostie, spun și eu acum, să mă scarpin după umăr sau să mă mănâncă ceva sau am o problemă, am avut o urticare înainte sau m-am mușcat un pulice și fac așa, devine comică chiar dacă noi vorbim așa. Deci de asta spun, situația respectivă, actorul o duce. Cum credeți că vă consideră publicul? Vă consideră actor de comedie sau de tragedie? De comedie mă consideră, dar întotdeauna în actor există complexul ăsta. Și domn profesor l-a avut. A jucat ce joacă Puric acum, Titanic Vals, l-a jucat pe Spirache și, după părerea mea, nu e și foarte bine rolul. Pentru că nu era de acolo datele, chiar dacă el era un mare actor, nu erau datele. Birlic e și mai bine, pe Puric încă nu l-am văzut. Are complexul actorului care n-a jucat dramă. Iar actorul care a jucat dramă, acolo e o nenorocire. Adică actor de comedie care vrea să fie dramatic, mai e de acceptat, să spunem. Mai treci cu vederea, îl mai ierți. Dar pe actorul de dramă care vrea să fie comic... Știți, apropo de chestia asta, vrea ca a juca cu Birlic. E o chestie clasică. Și Birlic se împiedica în scenă la un moment dat și toată lumea... Și zice, ce faci tu, bă? Ești comic, te împiedici. Pe oricine poți să facă chestia asta, bă? Mare actor ești tu, comic, că te împiedici și râde, râde lumea. Eu să-ți arăt și eu. Și a intrat și el în scenă și s-a împiedicat și publicul a făcut... Pentru că așa era perceput el. Lumea l-a văzut pe Vraca că se împiedică Vraca. Aoleu, să nu pățească ceva, să nu scânteasca vreun deget Vraca. Că Birlic putea să-și rupă capul. Nu era problemă, că nu credea nimeni. Ci că era. Dar de Vraca, a făcut, e clasic, o povestea, mi-au povestit-o bătrânii. Sigur, și de asta vă spun. Care e actorul român care a îmbinat aceste două ipostaze cel mai bine, deopotrivă registrele? Sunt mari actori, sunt mari actori, adică vorbeam de domnul Dinic, vorbeam de Rebenciuc, vorbeam de Toma Caragiu, vorbeam de actori care au, sigur, Amza Pelea, mai vorbim. Adică acum, când vorbim de, ți se pare, să dai nume, ți se pare așa puțin o impietate, să nu îi pomenești, că toți au fost, toți suntem, noi ne naștem, noi suntem niște mari actori români în general, cei care sunt actori și care sunt, erau recunoscute pe vremuri, când am învățat eu de la unul dintre cei mai mari, am avut niște dascăli extraordinari, dascălul care m-a băgat în institut, care m-a ajutat să intru pregătindu-mă într-un fel, Nicolae Iliescu, căruia îi datorez, să spunem, cariera și tot ce m-a învățat și el niște lucruri. A zis, zice, la tine e cel mai greu, pentru că trebuie să dau jos tot ce au pus alții, să rămâi la esență. Dar alt actor cu care m-am pregătit, Petrică Gheorghiu, cu actor care a pregătit de la Piti și Caramitru până în zilele noastre actori, toți au fost și au cum să spun eu, au îmbinat. Caramitru a făcut pregătire cu Petrică Gheorghiu. Da. Ne-a povestit Petrică Gheorghiu. Da. Și da. Piti și erau împreună. Caramitru aparține în generație de aur aceea. Da. Valeria Seciu cu Ovidiu Iuliu Moldovan, cu Ogășanu, Ilinca Domoroveanu, da. Generația aceea cu adevărat de aur. Da. A fost 64 au terminat. Au fost atunci niște. Și vedeți, lumea refuză și o ia așa că nu, domne. Nu stăm să vorbim acum, de asta spun eu urât când se face politică. Actorilor li se oferea ceva. Acum a început să li se ofere și oamenilor din ce în ce. Au început cu vrăjelile astea, cu vrei, nu vrei, imediat se face o, cum îi spune, doamne, un proiect. Vai, mă enervează chestia asta când aud proiect, peste tot mai proiecte. Teatru de proiect, lasă-l, domne, spune cum trebuie, nu mai spune proiect. Exact.
cum spun, ok și cu empatie. Păi noi n-avem cuvânt pentru empatie. Noi n-avem cuvânt pentru ok. Noi n-avem ce facem, că dacă spuneam harașo sau așa, a, ești rusofil, ești pe vreo, acum nu, mă bine că suntem englezofili sau ce, ce vrei să spui cu, cu chestia asta. Când aud asta, asta mi se face pielea de găină când aud empatic. Când aud empatic, empatie și nu de la oameni, să spunem că eu nu sunt, nu mă consider, și actorii nu sunt intelectuali în general. 90% din ei, doar 10% sunt intelectuali. Dar 90%, părerea mea, poate să mă înjure toți colegii, nu sunt intelectuali, ăla care e intelectual, adică intelectual e Puric, de exemplu, după părerea mea, din, dintre actori, dacă mă puneți dau un exemplu. Puric e intelectual. Dar ce a citit Puric? Cei care au făcut carieră universitară, cei care sunt profesori. Dar oameni care au citit, care au citit, că mulți au făcut și carieră universitară, bă, cum să spun, din instinct. Din, bă, au avut un instinct de pedagog, de actor bun, de, mai ales că acum sunt eu un alt soi. Înainte te duceai și îl vedeai pe profesorul tău de actorie la teatru jucând. Și puteai să spui, aia ce a făcut domnul, ce n-a făcut. Acum ce nu putem să facem noi, datorită acestor proiecte și șmecherii și chestii, îi învățăm pe alții să facă. Adică tu n-ai fost în stare să fii actor, dar ce ești, profesor, doctor? E, ce vorbești? E, când am auzit și chestia asta cu doctor în actorie, deci dacă, dacă ăștia sunt doctori în actorie, păi Rebenciuc, Dinică, Caragiu, Pelea, Amza Pelea, ăștia ce ar trebui să fie? În 2018 ați avut un proiect foarte interesant, era centenar, aniversarea centenarului. Din păcate nu n-am făcut ce trebuie noi ca țară, nici la momentul respectiv, ca să marcăm acest, acest moment. Poate la centenarul următor să ne vedem. Da, da, poate. Să dea Dumnezeu să trăim până atunci. Ați avut o idee preo cu Manuela Hărăboră. Da. Și ați făcut un la teatru, la Metropolis, teatru de proiecte. Între timp nu mai știu exact care este statutul. Este un statut foarte bun și este un coleg, alt fost coleg de-al meu, de clasă chiar, de-al lui Demre Radulescu, în care am foarte mare încredere. Viorel Păunescu a fost numit zilele trecute director interim. Da, actor aici, de acolo, din teatru. Din păcate, Primăria Generală subfinanțează. E o problemă mai generală la nivelul teatrului bucureștene. Nu discutăm, da, că spuneți-mi un pic despre acest proiect. Deci, în 2000, vedeți dumneavoastră, Regina Maria. Dar a fost un proiect pe care doamna primar de atunci s-a gândit că trebuie să-l facă. Și nu că trebuie, cum să vă spun, era datoare să-l facă sau era, avea o datorie nobilă de a face, de a ajuta la realizarea acestui proiect, l-a făcut. Noi ne-am obișnuit acum să bifăm, pac, proiectul cu tare, am băgat banul la buzunar, la revedere, ce e la anul? Molière? Gata, bă, hai să facem, ce facem? Molière, facem și Molière, hai, pac, am băgat banii, la... după aia nu mai contează că îl joacă, că nu-l joacă, că piesa se vindea. Mi-a spus autorul, care este un autor dramatic contemporan, un medic, Venerus Constantin, îl cheamă, s-a interesat, era a doua piesă vândută din teatru, adică se vindeau biletele imediat. S-a jucat puțin și după aia am uitat ce a apărut, 1900-2019, nu mai e nevoie, bă, gata, a fost tot 2018, la revedere. Ori Regina Maria, păi tu te bați cu pumnul în piept și înjuri comuniștii toată ziua. Asta se face, de fapt, înjură comuniștii, care, comuniștii în care toți actorii ăștia pe care i-am dat eu exemplu au fost mari pe vremea aia. Stai să vedem de acum, pe vremea asta, cine o să fie mari ca ei. Să dea Dumnezeu să fie. Și tu iei proiectul cu Regina Maria, ce vorbești? Păi atunci acum și joci toate nenorocile, nici mai spun că nu vreau. Nu o să zic că după aia mă înjură și așa, poate să mă înjure acum, că nu mai e la târziu, nenică, e vorba lui Bănică Bătrân, târziu, nenică. Nu joci tu Regina Maria și am făcut alt proiect la teatru Stella Popescu, cu mareșali, doi mareșale, mareșalul Averescu ai României din perioada aia. Adică, cum să vă spun,
Ca, nu trebuiau arătate, că nu trebuiau luate. Erau puse în scenă, nu mă laud eu, nu mă laud corect, normal, firesc cum era, dar erau bune pentru școli să învețe de fapt ce, nu cum să joacă, cu toate că e mare actor. În aceste distribuții exista Marius Bodoc, exista Dana Știlean, Marcelo Covzariu, Amalia Ciolan, Manuela Hărăbor, cum am spus, Costel Constantin, adică ce să vorbim de actori, mari actori contemporani. Dar nu, bă, du oamenii și copiii să vadă istoria, să vadă povestea, să vadă cam cum, pentru că acest mare autor dramatic, după părerea mea, contemporan, Venerus Constantin, a scris istoric, adică el s-a documentat și a pus în cheie dramatică poveștile de atunci. Din păcate noi nu avem instinct. Nu avem nici memorie și nu avem identitate, nici recunoștință până la urmă. Și e adevărat, de multe ori judecăm contextual. Într-un anumit moment, pifăm. Să pifăm. Mai mult sau mai puțin reușit, după care nu... De asta spune, criticau pe comuniști că spuneau aia versuri. Deci dacă spuneau ce le spuneau, nu știu ce, pe bineînțeles. Și înainte de comunism, e valabil și după revoluție. Da, da. Ce ar fi plăcut lui Alexandru Binda să facă dacă nu era actor? Adică șofer, am zis că... Eu am zis că... povestesc de care te oarecum... când eram mic și mă întreba lumea ce vrei să te faci, eu spuneam, de unde știam? Eu n-am avut, tata n-a avut carne de conducere, Dumnezeu să-l ierte, mama nici atât. N-am avut în familie mașină niciodată. Eu am avut prima mașină și mi-am zis că vreau să mă fac șofer. Șofer m-am și făcut, Dumnezeu m-a ascultat întotdeauna. Pentru că după armată, am făcut armată la școala de șoferi, cum am vrut, și mi-am luat, sunt șofer cu toate gradele. Și tirul și tot ce vreți, am tot alfabetul, cum se zice, pe care am fost și șofer de taxi. În trecut la ITB, nu de ăsta de acum cu B-ul, care se uită că parcă ar fi nimerit în București, cine știe de unde, vai de mama lor. Nu zic, de unii dintre ei. De asta, deci șoferi originali. Și odată, asta e de poveste, după ce nu mai era președinte, am fost la domnul Iliescu, la domnul președinte, și am stat la o discuție cu dânsul amicală, ca tu prieten, zice, bă, stai și tu puțin cu domnul președinte, mai spune, prieten al meu, prieten comun, și să-l mai disești pe domnul, da, mai, și i-am povestit, și la un moment dat îi spun domnului președinte, domnul președinte, așa, am și o rugăminte, eram, deci, actor mare a Teatrului Național, ce să mai spun. Dar domnul Bindea, spuneți, vă rog, deci eu, de mic copil, vreau să fiu ce? Da, spuneți. Eu am terminat un liceu cu limba italiană, că asta e o întâmplare de care trebuie povestit, am și tradus. Aia a fost o poveste de film, aia trebuie povestită, nu știu dacă avem timp, când am tradus eu oficial limba italiană la președinție, fără să știe nimeni și fără cum am ajuns acolo, ca să văd, e o întreagă, dar se vede că e pe film, e televiziunea română a filmat. Și zic, domnul președinte, am cu italiană, am toate gradele de șofer. Da, și ce da, și sunt actor la Teatrul Național. Și ce vreți, ajutați-mă și pe mine, ce doi? Domnul președinte, ajutați-mă, eu vreau să fiu șofer la ambasada României din Italia. A început să râdă, nu mai putea nici cum. Zic, dumneavoastră râdeți, dar eu vorbesc serios, eu cred serios, eu asta îmi doresc, să conduc prin Roma mașini, să fac asta, să fiu. La Roma. Și am, da, și am condus prin Roma, că m-am dus eu cu mașina și am condus, am făcut, asta n-am povestit ca să moară dușmanii mei, am făcut vreo 4 filme în Italia, dintre care într-un film, apropo de vacanță la Roma, într-unul din filme, Il Rosso e il Blu, n-am condus eu, dar eu
eram în dreapta și îl învățam pe fiul meu din film, care nu avea carnet, cum să conducă, dar filmările au fost făcute în Roma, pe cu mașina, adică pur și simplu dacă vede cineva film, vede că sunt conduc în Roma, deci am condus în... Bun, deci ați făcut actorie, ați făcut și cea de-a doua opțiune, să zicem, secundară, dar principală și ea de șoferie. Alexandru Binda se consideră un om împlinit. E vreun regret pe care îl are? E ceva ce ar fi vrut să arate altfel în viața lui? Nu. Mi-aș fi dorit pentru apropiații mei și pentru, și îmi doresc pentru apropiații mei și pentru toți cei care îmi sunt dragi și foarte dragi și toți, foarte multă sănătate și să trăim. Asta e singura mea dorință, n-am ce să-mi doresc, nici bani, nici... Am avut vreo 30 și ceva de mașini, că toți din teatru mă întreabă pe mine ce mașină să-și cumpere, să-i le dau eu sfaturi, pentru că mi-a plăcut. Nu m-am ocupat de comerț, pentru că dacă m-aș fi ocupat, cine știe ce țiria că aș fi fost și eu acum și aș fi avut și eu vreun muzeu de ăsta de colecție de mașini sau ceva, dar n-am avut, de asta spun, nici norocul și nici nu mi-am dorit să fac. Am făcut-o de plăcerea mea. Și acum tot de plăcerea mea am o mașină, am avut o mașină de care a fost și domnul Tăricianu, pentru care a fost și domnul Tăricianu gelos că n-a avut-o, un Fiat 124 Sport pe care am avut-o chiar înainte de 89, cumpărată, că lumea zice cum se cumpără, că acum ce povești aud, păi bă, dacă îți cumpărai ce vroiai, dacă vroiai și căutai, am cumpărat-o fără parbriz, fără nimeni, m-am dus și am făcut parbrize, am făcut tot, că mi-a zis mama, mamă, cu banii ăștia îți cumpărai o Dacia, mamă, de ce, lasă-mă domnule cu Dacia, n-am vrut Dacia. Și de ce? Deci se putea, că zice, erai securist sau erai cine știe ce, sau erai cine știe ce făcea. Nu erai, bă, trebuia să știi să te descurci și să știi să cunoști puțin, da, mă rog. Tot Italia și la... Și păi la tot Italia, că... Promit să vă invit o dată să povestiți cum ați fost translator la președinție. Aia e de senzație, numai la președinție, ca să le spunem, să-i lăsăm bac. La Adrian Năstase, la Sergiu Nicolaescu, care Dumnezeu să-l ierte, s-a prefăcut că nu mă cunoască, cum să nu mă cunoască Sergiu Nicolaescu pe mine ca actor. Când eu cam apărut și am trebuit, adică aia este de film. Poate de film, de Fellini e aia, da. Asta. Mulțumesc mult pentru această. Cu tot dragul, mi-a făcut mare plăcere și m-am simțit foarte bine. Pentru cei care ne urmăresc, un gând, o urare pentru acest podcast Avangarda cu Ionuș Vulpescu. Să urmăriți acest post. Emisiunile sunt făcute de un om de mare calitate pe care îl apreciez foarte mult. Și să avem încredere în noi, în români, că nu suntem noi cei mai răi de pe lumea asta. Mulțumesc mult, Alexandru. Cu drag.